și tu săptămâna avem așa o... Mă rog. Vrei să filmezi? Da. Sau veniți, dacă veniți aici, s-au dus fetele. De zice că să nu fie fetele, ce sunt. A, bun. Eu sunt știu, colegii mei, sunt echipa mea, a, care... Sunt colegi, nu sunt oameni, este jurista, tocmai poate chiar și voi... Nu, Lilia, vină cu totul normal. Oricum vrea să filme, vă să fac public, așa că n-are secret. Deci, haide să discutăm ca oameni, ce înseamnă totul, public, totul. Hai să vedem despre ce e vorba. Intrați, veniți-o, Lilia. Cu doamna Harjevski, cu domnul Răileanu, poate chiar și cu colegii de la... Și să vedem ce se întâmplă. Și adică m-a bucurat că ea este dispusă să... Îi place profesia, vrea să lucreze la noi. Eu mă bucur că e curajoasă și își apără drepturile și interesele și nu pleacă cu coada între picioare cum fac alții. Dar sunt și așa cazuri, eu nu pot. Cel mai des omul preferă confortul personal și pleacă decât să împotrivească sistemul. Mai ales că o scris plângere și plângere au ajuns la poliție. Nu, asta nu este bine. Asta e chiar ilegal. Ule, dar ce e acolo? Ce faci tu? Tu ai dermat ceva și te uzi. Ai dermat ce ai nevoie. Ei, da, curge-o de ceai, nu mă mai speria. Da, 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 să da, da. Ai bată și ai să ne acuzi pe noi. Da, 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 îi las. Uzi, dar chiar nu... Dar trebuie să mă așez și undeva într-un. Gata, da. Trebuie să stau întrebări. Nu, eu cred că este regretabilă situația în care s-a ajuns și nu văd că e o problemă de nerezolvat. Eu cred că se poate. Într-o instituție de cultură, sincer, m-am așteptat să văd, nu știu, așa, ce bine așa. E culturnă. Colegi de acolo să lucrez. De exemplu, deodată să observă că... Nu știu, poate nu trebuie să deschid paranteza asta. Și nu spuneți, haideți să fim sinceri și cum este. De exemplu, pe mine m-au pus ca să, pe blogul Unsforgivum, ca să semnez articolele mele cu numele meu, da? Că se vadă unde eu greșesc, unde fac ceva corect și bine sau din potrivă, dar văd că pe celelalte persoane le-au camuflat sub masca unui sforghivă. Și dacă uitați mai atent, da, eu ca absolvent de filologie, mi-e rușine ce se face acolo, dar mie nu-mi dau voie ca eu să le redactez, Doamne ferește, vreo virgulă sau... Asta nu... Deci sunt articole agramate, da? Desigur. Da, eu vreau să le văd. Pe blogul unui sforghivă. Fiecare trebuie să semneze pentru el, nu putem să-l punem pe domnul Ghebu la bătaie, nu? Corect, ar fi așa. Da. E instituție, ca și cum numele bibliotece, da. Dacă e un anunț sau nu, ceva ce face biblioteca, biblioteca, da, da. Nu, că se repetează un eveniment, când scrie un articol pe anumit temă sau... Dacă s-a discutat în comun, chiar și aceeași revistă bibliografică, văd că nicăieri nu se semnează cu numele, că numai eu sunt unica persoană care... Ce revistă bibliografică? Bibliopolis? Nu, revistă bibliografică. Este un gen de materiale. Deci eu am făcut aici, că tot nu sunt din domeniu, sunt filolog de profesie, dar am văzut că există așa un material biblioteconomic, sau cum da, să-l numesc, dar da, așa da, un gen, în care da, se descrie anumite cărți ale unui autor, descrie bibliografic, se face... Bibliografia și unui după autor, asta, da? Nu știu, scriau sau selectează anumite secvenții, informații din cartea respectivă. Pe urmă să mai fac recenzia asta de acum mai altă, gen, și tot partea slabă aș putea să zic. Nu zic că eu sunt cea mai pregătită persoană de la... Blogul ăsta care se deschideți cel vechi și acum a apărut altul nou, să înțeleg? Dar care e pe WordPress acum? Spot și acum e pe WordPress. Asta care nu m-au anunțat și pe mine, că eu publicam pe Blogspot. Deja avem vreo 5 articole publicate, dar legate ei publicau pe piața bibliotecii sau legate și de problemele dumneavoastră? Nu, de probleme nu au scris niciodată public, nici pe profilul ei nu scrie, așa de pudică. De ce nu i-au dat voie dacă scrie despre... De asta că domnul Răileanu, nu știu, îl deranja că eu scriam mai multe articole ca alte persoane și deci... Îl eclipsează. Vreau să demonstra, să demonstreze că eu nu merit totuși să am și un spor sau un procentaj la salariu. Asta, se făcea tot ca să-mi spună bețe în roate. Eu așa înțeleg și cred că este foarte evident.
Noi trebuie să vedem și părerea lor. Eu nu știu cum o să, când o să am discuția asta, pentru că acum este o problemă foarte serioasă cu biblioteca și noi comunicăm complicat. Eu nu înțeleg limbajul. Nu mă refer la domnul Răineanu, că n-am avut cu el discuțiile astea la care, despre care vorbesc. Dar eu îți încerc să văd despre ce e vorba, nimeni se poate, că se poate depășit și destul de onorabil și corect.